Bună ziua! Numele meu este Cristina Iordache. Sunt profesor pentru învățământ primar la Școala Gimnazială Pia Brătianu din București și asistent al domnului profesor Bogdan Logofătu la cursul de instruire asistată de calculator. Am să vă prezint manualul digital de clasa 1 de matematică și explorarea mediului al editurii Intuit Text. Pentru a-l accesa, intrăm pe site-ul editurii, intuitext.ro, manuale și auxiliare didactice. Alegem matematică și explorarea mediului, clasa 1. Dăm click. Click pe ele și alegem manualul pentru semestrul al doilea. Navigarea în interiorul manualului se realizează prin intermediul acestor butoane verzi din partea stângă, acasă și cuprins. Butoanele sunt evidențiate prin culoare, astfel încât navigarea să fie mai ușoară. Din butoanele laterale cu săgeți, navigăm în interiorul paginilor. Acestea sunt cele două pagini de prezentare a personajelor, de unde se poate alege avatarul, adică personajul însoțitor. El se regăsește aici jos, în partea dreaptă, și ghidează pe parcursul manualului, oferind indicații de interactivitate, de sarcini de lucru situațional. Cele trei butoane din dreptul avatarului, din partea dreaptă, oferă posibilitatea de a porni sau opri sunetul, de a primi informații despre cum funcționează butoanele din ecran, este butonul ajutor, și de a schimba personajul însoțitor, avatarul. Acestea sunt paginile de cuprins. De aici poate fi accesat fiecare titlu al unităților de învățare, precum și al lecțiilor. Pentru o navigare rapidă și intuitivă, se poate accesa butonul de cuprins în partea stângă. Cu ajutorul săgeților din partea de sus, stânga, dreapta, se poate naviga între titlurile fiecarei unități de învățare. Clic pe titlul unității de învățare. Aici navigăm pe lecții. Cu ajutorul săgeților din partea de jos, stânga-dreapta, se poate naviga între numerele paginilor din manual. În următorul clip voi prezenta câteva exemple de lecții și cu aplicațiile existente.